Victoria, altfel ne îngreunăm situația. Gigi Mulțescu își dorește toate punctele în disputa cu Universitatea Cluj. Antrenorul Petrolului a declarat astăzi că un egal ar însemna un eșec, deoarece echipa a ratat și alte șanse de a urca mai sus în clasament. Mulțescu a spus că albin și cu echipierii trebuie să fie mai preciși în fața porții, iar asta ține de mecanica fină sau cizmăria pe genunchi, adică și cu un milimetru dacă lovești mingea greșit poți rata, așa cum s-a întâmplat la ultimele meciuri de pe teren propriu. În cadrul conferinței de presă, Mulțescu a dezvăluit că acum două zile a avut o ofertă din Emirate, dar a refuzat-o. Nu același lucru se întâmplă cu Iuxel Iesilova, mâna sa dreaptă, care după meciul de la Cluj poate pleca la spor, echipa aflată pe penultimul loc în Turcia. Pe Mulțescu nu-l preocupă școala olandeză a lui Ogararu, deoarece el studiază de 40 de ani acest stil, fiind adeptul lui Ștefan Covaci, fostul mare antrenor al Ajaxului. Și la meciul cu UG, Albaști nu pot conta pe Teiceira și Marinescu, dar revine Mustivar. În această săptămână, patronul Dan Cavra a avut o întâlnire cu jucătorii, iar Mulțescu a spus că ochiul stăpânului îngrașă vita, fiind de părere că astfel de acțiuni sunt benefice și el vorbind în aceste zile cu șeful clubului. Rămâne de văzut care sunt efectele mâine seară, atunci când petrolul se poate răzbuna pe Ocluj și pentru eliminarea din Cupa Ligii.